ieși pe afară, așa? Deci facem, fraților, o nouă achiziție. Pe care ziceți că o facem? Botoșani? Nu, că nu suntem țărani. Avem aici un superb Audi A4, mașină de femeie, se deschide ușor, are și keyless entry, dar nu știm să-l folosim. Doamne, urcați-vă, vă rog frumos, deschideți în capota și dați ok cu motorul la rece, să vedem o pornire la rece dacă mașina corespunde. Deschideți motorul, vă rog, capota la motor. Doamne, vă rog frumos. Mașină de femeie, v-am spus. Ia. Hai de capul meu ce puțit e. Ia, hai, dați ok. Pare tot în regulă. Ia să punem actele aici. Ia. Uitați motor. Întreținut de o doamnă. Nu-i arătăm tipul că nu e de acord. Și a zis că cere drepturi de autor. E o doamnă importantă. Mașina arată așa, murdară, 2.0 TDI din Germania. Kilometri are 181.000. Așa, motorină are ciuciu, climă are. Ce vrei să faci? A, de aici? Nu, de aici din butoanele alea. Alea. Așa? Nu, alea. Așa? Da. Unde dau? Mă, nu mă pricep, mă, ăsta e Audi. De aici. Mă, așa, de aici? Da. Așa. Așa. Ai, poți să mergi 130 de kilometri. Da, poți să merg 130 de kilometri. Acolo ai pilot automat. Aici? Da. Are pilot automat, da, volan de piere. Ce setezi, da? Acolo ți, uite, oil lever. Cu ăsta umblăm aici, oil lever. Vedem dacă are ulei în tigaie. Aha. Da? Spune că nu are informații de dat. Oil change, 141-225 de zile. Mai ai 14.000 de kilometri, deci ai făcut de curând. Păi da. Numai să nu consume ulei. Speram că nu se gripează motorul. Da, în fine. Deci aici la temperatură, aici se radio astea. Uite, da, e acolo. Da? Și avem aia. Eu vreau pe Trinitas. Da, pe Trinitas. Da. La fel, telefonul acolo trebuie să-ți instaleze. Eu nu mi l-am instalat niciodată. Da, maneta de viteze corespunde. E întreținută, e curată mașina. Da? Doamna curată în ea, că este o femeie de casă, cu minte. Avem aici ochelari, n-avem că doamna e tânără.
aici punem talonul. Avem și talon. Avem și de toate. Și cheie de a doua. Aici se pune talonul la mașină întotdeauna. Așa. Lumina are, are și lumina. Bun. Mamă, dar ce cald e. Frâna de mână. Are, cum îi zice, aia cu start-off. De unde e? Să dezactivăm ăsta, nu? Cum să dezactivăm? Și acum ai dezactivat să nu se oprească ca la proști. Da. Oricum, hai să vedem cum merge mașinuța asta, că mai mică, măi, măi. Dar e frumos, are apă în parbriz? Da. Are ciuci. Are, bă, n-ai, o țâșnește una, da, una, nu. Hai, că-i dăm o perie acum. Și gata. Bun. Aici nu merge aerul, pentru că e închis. Așa. Bun. Ce mai are pe aici? O mufă. Auxiliar, priză, 12V. Aici are scrumiera pentru fumător, că noi vom fuma în această mașină. Brichetă n-are, ciuciui s-a furat. Nu are. Clar, la spălătorie. Asta e. Are și aici brichetă de aia. Aha. Clima are și aici, n-are. Da, e o mașină simplă. Deci, să vedem ambreiajul. Ține sus, jos. Oh, ține exact cum trebuie. Da. Marșalierul este a pești și înainte. Senzorii sunt rablagiți. Tragem frâna de mână. Da? Bun, gata. Am făcut o prezentare. Hai să vedem și în portbagaj. Curată, curat. După cum vedeți, roată de rezervă ciuciu. Cârlig are. Are de toate. Original, se poate monta. Hai, la marfă, la metro, să băgăm marfă, pentru că ducem la niște ajutoare, la niște amărâți la țară. Ia uite aici. Vezi că senzorul încă e aici. Steava curată, Euro 5, regenerare a făcut, nu se știe. Gata, mergem să facem o tură de 300 de kilometri, să vedem cum se comportă în trafic mașina. E frumoasă mașina. Ce are? Ia să vedem, astea sunt curate, sunt frumoase, nu sunt mătuite. Știi că la multe se mătuiește asta, cred că da, de la substanța aia de spălat, da, proastă. Nu e și asta. Și la asta, dacă nu. E, mai sunt unele cu ceva. Aha. Mai ai cu sodă multă, cred. Ca să curețe bine. Atacă. Da. Reparat, da, are acolo o defecțiune, mai are aici o defecțiune.